Începem, da? Numai cu rugăciune. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindenești și pe toate le plinești, Misterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te scrășurești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, n-am prea simțit-o pentru tine cuvintează. Un oi este Dumnezeu cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. În altă sfinția voastră, preacucernici, preacuvioși părinți și frați creștini, nu mă așteptam în seara aceasta să fiu și moderator, dar o să încep așa prin câteva cuvinte ca să introduc cuvântul în altă sfințitului. În conștiința poporului român există foarte multe personalități și mă bucur că în această seară sunt și câteva din tablourile acestei expoziții a chipurile ale Sfințeniei ale doamnei Aida Șușer-Boțan. Sunt personalități care au marcat devenirea poporului nostru. Sunt personalități care ne fac să fim mândri că suntem creștini ortodoxi români. Mândri, că suntem, să avem o obligație față de aceste personalități. Față de lucrarea lor, față de jertfa lor. Unul dintre echipurile Sfințeniei din această expoziție este și al părintelui Galeriu, dar în această seară nu este aici. Dar îl aducem noi prin cartea aceasta. Și părintele Galeriu este unul dintre cei care au marcat vremea care a trecut și care au lăsat urme adânci în amintirea noastră și în inimile noastre. După cuvântul al preasfințitului Părintele nostru Teodosie, o să fac câteva precizări referitoare la forma cărții și, de asemenea, veți asculta și cuvântul părintelui profesor Petre Comșa, care este, de fapt, autorul, zicem, secundar al acestei cărți, prin faptul că el este cel care a transcris, a înregistrat și a transcris toate aceste predici, despre care formează un număr de 6 volume. Astăzi avem primul volum pe care îl prezentăm. Cuvinte de învățătură, predici, caietul numărul 1 din 1989, de dinainte de Revoluție. Părintele Comșa pe atunci era chimist, era inginer chimist și venea cu cei 4 copii la Sfântul Silvestru și l-a ascultat pe părintele și l-a înregistrat. Și acest efort adus începe să fie răsplătit astăzi pentru că a apărut primul caiet din cele 6 pe care le-a adunat. Noi mulțumim în primul rând în al preasfinției voastre, pentru că ne-ați oferit această ocazie să lansăm cartea în acest loc istoric pentru biserica, important din punct de vedere istoric și duhovnicesc pentru biserica noastră și în acest loc în care se continuă lucrarea credinței și mulțumim și domnului Marcel Voroș care ne-a primit aici și care a susținut apariția acestei cărți. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați venit pe această vreme care pune oarecare probleme pentru a auzi cuvinte ale adevărului, cuvinte de învățătură. Cu îngăduința la prezenției voastre, vă rog să începe foarte mult. Deci suntem
mai trimit unul altul la program de asta. Că mâine am două mormântări, în seara asta sunt stâlpi și trebuie să mă împart. Iubiți părinți, iubiți credincioși, iubitori de adevăr, iubitori de învățătură vie, iată, noi amintindu-ne de dascăli, fie de la catedră, fie de la locul de suferință, pentru că și suferința este un loc de învățătură sau o modalitate de a învăța. Prin suferința cea asumată pentru Hristos, pentru credință, pentru țară, cu adevărat înțelepciunea își vădește razele sale. Părintele profesor Galeriu a fost o emblemă vie a bisericii, a intelectualității, a dragostei de neam, de țară, de credință, un om ales și cu totul dăruit lui Dumnezeu și semenilor săi. De aceea este chiar o mare îndrăzneală să evocăm în cuvinte sărace personalitatea părintelui profesor Galeriu. Ocupă un loc aparte în spiritualitatea noastră a secolului al XX-lea, mai ales secolul cel mai frământat din ultima vreme. Sigur, secolul al XX-lea a fost secolul care, înainte de jumătatea, în anii 40, a marcat istoria țării noastre într-un mod foarte hotărât, a marcat adânc istoria și spiritualitatea românească. Sigur, tot secolul al XX-lea a fost un secol al frământărilor, al durerilor, pentru că a cuprins cele două războaie mondiale. S-au referit atâția intelectuali și chiar teologi la perioada interbelică, o perioadă care după primul război mondial a adus frământările omenești deasupra preocupărilor obișnuite. Era după un război foarte dureros și plin de jertfe și în așteptarea altui război care, iată, a marcat istoria țării noastre. După al doilea război mondial încep adevăratele frământări pentru că se schimbă, am spune, o rânduire omenească în țara noastră, deoarece după o perioadă de libertate între cele două războaie mondiale, literatura și teologia în special au cunoscut niște repere specifice. Parcă pregăteau perioada cea grea care avea să urmeze perioada martiriului. Martiriul a început de la sfârșitul anilor 40, odată cu plecarea regelui, venirea unei conduceri care a avut, într-adevăr, alte orientări, se suprima libertatea religioasă și libertatea de conștiință, era îngrădită și era lăsată
cu puține elemente de înfățișare a demnității omenești și demnitatea omenească a fost siluită cumva, a fost îngrădită. De aceea, în această perioadă, au apărut suferințele, dar și personalitățile cu cea mai înaltă demnitate. Pentru că în suferință, acolo, se cântărește demnitatea. Mari duhovnici au fost hăituiți, dar ei n-au tăcut, s-au ascuns în diferite locuri și aici vorbim de părintele Cleopa, de părintele Sofian, de părintele Adrian, de părintele Elefterie. Au apărut personalități cu totul aparte, cum a fost Nil Dorobanțu, despre care am înțeles că acum se vor pune în valoare reperele sale teologice, martirice și modul în care prezenta cu adevărat ce însemnează suferința și ce însemnează rezistența împotriva acestor prigoniri și cum aceste personalități cu adevărat și-au arătat esența devenirilor. Părintele profesor Galeriu a prins această perioadă. A fost dus și la canal. A reprezentat acolo intelectualitatea și preoțimea. Sigur că mulți preoți au fost duși. A fost preotul exponent atât al poporului, cât și al intelectualității de atunci. O personalitate cu totul distinsă și distinctă. Cei ce l-am avut profesor am fost marcați de această personalitate cu o ținută unică. Într-adevăr, Părintele profesor Galeriu nu era un om oarecare, un om obișnuit, ci un om care a desțelenit acea învelitoare pusă omenire ca într-un pământ îngrădit și acoperit în sensul unei exprimări limitate. Părintele profesor Galeriu a răsărit ca un luceafăr în Ploiești, acolo unde era preot și într-adevăr era foarte vocal în sensul cel mai bun al cuvântului. A fost un om care prin ținuta sa morală, intelectuală, dar și fizică, prin ținuta sa, când îl vedea, îți exprima spiritualitatea, dăruirea, dragostea, în el vedeai prezența divină, vorbea dintr-un lăuntric foarte așezat, avea un suflet foarte așezat și faptele sale erau o expresie a personalității sale. De aceea, când a venit Revoluția, parcă a fost legătura între cele două curente, curentul oprimat din timpul comunismului și curentul dezlănțuit al libertății. Era cel mai solicitat vorbitor, era cel mai expresiv în care se exprima și încătușarea dinainte și libertatea venită pe neașteptate și dezlănțuită. Iată, într-un mod sublim,
a fost primul vicar administrativ la Arhiepiscopia Bucureștiului, exact din zilele Revoluției. Ce a fost, cum a fost, contestată, necontestată, a fost o schimbare. Unii spun că n-a fost Revoluție. Ce a fost? O Revoluție se soldează cu niște schimbări. Dacă s-au produs niște schimbări, a fost o Revoluție mai reală sau mai puțin reală. Schimbările au fost, pe de o parte, reale, pe de altă parte, nedeplin exprimate. Dar Părintele Galeriu s-a exprimat. Era cel mai prezent vorbitor din partea bisericii. Mai mult decât toți ierarhii. Pentru că știa prin ce a trecut și avea năzuința că ceea ce a venit este superior la ceea ce suferise dânsul și trecuse prin atâtea momente grele. De aceea Părintele Profesor Galeriu s-a exprimat, aș spune, pe trei planuri. Ca preot slujitor la biserică și intenționat a fost adus de vrednicul de pomenire Patriarhul Justinian în București ca să aducă acest suflu nou. Patriarhul Justinian, de vrednică pomenire, a avut grijă de toți deținuții politici. Se ducea personal, îi căuta și mergea la conducerea de atunci cum putea, prin cine putea și cerea să fie protejați oamenii intelectuali. Prin ce a protejat cel mai mult intelectualii care au suferit și au fost în închisoare? Pe toți cei talentați i-a adus la Patriarhie. I-a pus la ateliere, a făcut ateliere de pictură, de sculptură, în Palatul Patriarhal. Sunt urme ale unor mari artiști care au fost arestați și iată, aceia și-au găsit un loc să-și câștige pâinea și mărturiseau, iată, cei care au făcut 17-15 ani de pușcărie, cât de mult i-a ajutat Patriarhul Justinian. Părintele Profesor Galeriu a ocupat un loc aparte. Nimeni n-a avut o ținută ca Părintele Galeriu. Puțin preoți umblau în ținută, prin oraș, prin tramvai, că nu mergea cu taxiul niciodată. Și avea ținuta lui cu barba inconfundabilă lungă, cu haină neagră. Era întâmpinat de oameni necăjiți, avea în buzunare câteodată, cam totdeauna ținea niște bani în buzunare la fiecare dădea. Și iată, un martor descrie atât de frumos. Odată era noapte și a găsit un om desculț. Ce să-i facă? I-a dat încălțămintea lui și a plecat desculț. Câți au putut să facă acest gest? De aceea a fost un om unic în mărturisirea credinței, nu numai prin cuvânt, dar și prin fapte. Și era între mari vorbitori la Patriarhie. Sigur că la Biserica Silvestru, ca să se poată exprima, să susțină o temă frumoasă, Părintele Profesor nu putea să vorbească mai puțin de o oră. Dar nu plecau ascultătorii enoriași, ci dimpotrivă îi sorbeau cuvintele pline de tâlc, pline de învățătură. De aceea, iată,
Și noi, studenții, i-am sorbit cuvintele de învățătură. Întotdeauna venea cu ceva practic, cu ceva care să ne convingă. Era foarte darnic la note. Nu era exigent. Era exigent mai ales privind moralitatea. Cerea la studenți moralitate, viață de implicare morală și sigur că era întotdeauna un om al bunătății care trecea dincolo de dreptate. Bunătatea părintelui profesor Galeriu te copleșea întotdeauna. Și ținuta sa impecabilă, cu adevărat, un om care vorbea cu gândul, cu cuvântul și vedea întrupată în ținuta lui și fapta, ceea ce vorbea, se exprima prin ținuta lui unică și plină de pildă, de purtare, de înțelepciune și de dragoste. Sigur, cu un lucru era nonconformist. În timpul Patriarhului Iustin, sigur, profesori în special și mai mulți, eu eram atunci civil, dar făceam parte din cei ce țineau predici la Patriarhie. Îmi luam stihar și țineam predică la Patriarhie, la catedrală. Și părintele profesor era între acești predicatori. Era timpul limitat. Nu trebuia să vorbești mai mult de 15 minute. Era și un fel de cronometru. Părintele profesor, sigur, apuca să facă introducerea în timpul acesta. Dar introducerea aceasta avea atâtea nuanțe și atâtea repere încât ținea loc de întreaga predică. Sigur că acesta a fost lucrul cel mai greu pentru părintele profesor, care avea o vorbire atât de elaborată și plină de învățături, de citate din Sfânta Scriptură și din Sfinții Părinți, încât și introducerea era presărată cu de toate. Când se termina introducerea, puteai să spui, da, asta poate fi chiar o predică întreagă. Și era cu adevărat o predică întreagă. Iată, ne aducem aminte cu emoție, cu bucurie, cu recunoștință de un stâlp al învățământului teologic din vremea aceea, dinainte de timpul libertății, și părintele profesor Galeriu a fost cu adevărat un om complet, un slujitor complet. Nu putem, dar nu e timpul să vorbim acum de părintele Stăniloae, pe care eu l-am prins doar ținând conferințe, ținând teme, nu l-am avut profesor. Părintele Stăniloae venea ca intelectualul teolog care aducea vârful teologie în fața ascultătorilor. Părintele profesor Galeriu era de teologie practică. Într-adevăr, catedra la care preda era de teologie practică. De aceea, iată, această teologie practică l-a făcut atât de receptat de cei de atunci, dar și de cei de acum. Toți cei ce citesc predicile părintelui profesor Galeriu nu pot să nu fie mișcați, pentru că o condiție a predicii este de a fi profetică și de a mișca inima. Părintele profesor
mișca inima dincolo de intelect. Se adresa și intelectului, dar se adresa mai mult inimii, ca să-l scoată pe om din amorțire, să-i trezească conștiința. Și iată că astăzi avem primul caiet din cuvintele de învățătură ale părintelui profesor Galeriu și sunt minunate toate. Și mă bucur că vor mai fi încă 5 din acestea. Deci, iată, cuvântări ținute și rămase ca o mărturie din vorbirea părintelui profesor Galeriu și sunt pentru noi astăzi niște perle, niște nestemate, pentru că întotdeauna când vorbea cu vocea sa baritonală, cucerea și prin aceasta. Avea și o voce gravă și ridica și tonul când voia să nuanțeze și, într-adevăr, dădea expresie cuvintelor sale. Punea în valoare prin tonalitate și cuvintele foarte tăioase ale Sfintei Scripturi, pentru că aceasta trebuie să înțelegem ce cuprinde Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne dă definiția predicii dumnezeiești, pentru că Mântuitorul cine a fost? Cel mai mare predicator al lumii, cel mai mare profet, profetul profeților, cel mai mare slujitor, arhereul cel deplin și veșnic. Și iată, Sfântul Apostol Pavel, care este tălmăcit de Sfântul Ioan Gură de Aur într-un mod sublim, a îndrăznit să spună că dacă nu tălmăcea Sfântul Apostol Pavel Sfintele Evanghelii, trebuia să mai vină Mântuitorul a doua oară, atât de adânc și de clar a tălmăcit Sfântul Apostol Pavel cuvintele Mântuitorului. Ce spune despre cuvântul Sfintei Scripturi și mai ales despre cuvintele Sfintei Evanghelii? Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie ascuțită, care pătrunde până la deschizătura între suflet și trup și puternic este să cerceteze cele ascunse ale omului, cele pe care omul le ține în taina sufletului său și crede că nimeni nu le știe și nu le poate descoperi. Cuvântul lui Dumnezeu te ajută să te descoperi pe tine însuți, să descoperi răul din tine, binele pe care l-ai ocolit sau nu l-ai împlinit. Și iată, părintele profesor Galeriu, în cuvântările sale, se axează pe această direcție a cuvântului lui Dumnezeu, care trebuie să fie pus în valoare practic și nu doar teorie. Noi am avut în biserică mari învățători de cuvinte care au scris iscusit, precum filosofii, că și filosofii au scris iscusit. Când asculți cuvântul, te încânți cu el, mintea se încântă, dar inima nu se mișcă. Părintele profesor Galeriu a urmărit mișcarea inimii, trezirea conștiinței și punerea în valoare a fiorului sfânt dumnezeiesc, pentru că orice cuvânt dumnezeiesc era ca și o faptă. El pătrundea adânc și te provoca să răspunzi. De aceea și Dumnezeu când striga pe profeți, cum l-a strigat pe Moise, când era curios de focul ce ardea și nu se mistuia: Moise, Moise, și el deodată a tresărit: iată-mă, ce este, Doamne? Cum a zis și Iisus Hristos Sfântului Apostol Pavel, care mergea să lege pe creștini:
Saule, Saule, de ce mă prigonești? Sigur că era cuvânt ca de tunet, acel cuvânt. Și atunci el a întrebat, dar cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus Nazareneanul pe care Tu îl prigonești. Fiecare dintre noi trebuie să fie și un Saul. Că Saul n-ar fi scris după ce a devenit Pavel, a scris. Cât a fost Saul, n-a scris, doar a învățat. Și a învățat în literă. După ce devine Pavel și caz solzii de pe ochi după botez și merge în Arabia și se învrednicește de vedenii, este un alt om, om nou. De aceea vorbește despre omul vechi și omul nou. Nimeni nu vorbește mai expresiv despre omul vechi și despre omul nou ca Sfântul Pavel, pentru că vorbește din experiență. De aceea părintele profesor Galeriu vorbea și el dintr-o experiență. A avut experiența surghiunului la canal și alte experiențe și amenințări și sigur a înțeles ce este lipsa libertății și ce însemnează libertate. Și s-a dezlănțuit a evea după Revoluție, când atâția oameni au sorbit cuvintele, a fost chipul cel mai emblematic al bisericii noastre după Revoluție și, într-adevăr, a pus în valoare cuvântul lui Dumnezeu și a pus biserica în lucrare. De aceea, îndată, s-au pregătit locuri de biserici peste tot și, iată, cuvântul lui Dumnezeu a urnit și a trezit conștiințele adormite și biserica a început să aibă cu adevărat reperele sale în societate. Așa au apărut preoții de caritate în spitale, în azile, în penitenciare, în armată, chiar și la Ministerul de Interne, care era până atunci privit ca un minister opac, închis, încât părintele Galeriu este un desțelenitor în biserica noastră și un chip ce trebuie respectat, căutat și urmat, un vorbitor de o ținută excepțională, un dascăl al punerii în valoare a virtuților. De aceea, iată, am mai citat într-o prefață și aș vrea să citez și aici, nu ne repeta aproape obsesiv, știind că toți tinerii au această energie care îi îndeamnă să se relaxeze, să zburde, să facă sport, știu eu, dar el îndemna și la sportul minții. Sportul minții era mai de valoare decât sportul fizic. Sau, după cum zice Scriptura, sportivii, să știți că sunt oameni disciplinați și credincioși cei mai mulți dintre ei. Am testat și am constatat aceasta. Nu degeaba Sfântul Apostol Pavel aseamănă sportivii care se luptă pentru o cunună temporară, îi dă exemplu pentru creștini, ca cei aleargă, ca să poată să alerge, mănâncă măsurat, fac exerciții fizice și duc o viață de echilibru. De ce? Ca să ia și ei o medalie. Creștinul, cu atât mai mult, trebuie să ia exemplu sportivului, pentru că se luptă și el pentru o cunună. Dar nu pentru o cunună trecătoare, ci pentru una veșnică. Și cununa creștinului, dacă a intrat în rai, nu are o strălucire de moment, ci strălucirea cununii creștinului este mereu în creștere. De aceea se cuvine creștinul să se lupte
cum se luptă sportivul, mai mult decât sportivul, pentru că va avea parte de o cunună de lumină, care lumină nu va rămâne statică, ci mereu dinamică, în continuă creștere. Și iată ce ne spunea. Luați aminte să luptați împotriva celor mai aprigi dușmani ai omenirii din totdeauna. Ne vorbea nu numai de Sfinții Părinți, ci și de mari pedagogi, pentru că aici se interferează știința teologică cu știința pedagogică în general. Și iată, cei trei monștri, cum îi numea părintele profesor Galeriu, dușmani omului și în special dușmani tinerilor care trebuie să crească, să se formeze, să-și aibă un bagaj de cunoștință și de exprimare. Iată, primul dușman care, uitare, tot ce uiți, trebuie să repeți, să-ți aduci aminte. Al doilea, neștiința. Unii se mulțumesc cu neștiința și spun, am învățat destul. Chiar erau niște obiceiuri ciudate și versuri ciudate. Când terminau anul școlar, puneau cărțile pe foc. Ca să nu mai învețe chipurile, că erau așa de înfărbântate capetele. De aceea neștiința este un mare păcat. Spui, n-am păcat că nu știu, eu pe tren, stând de vorbă cu diversi intelectuali, eram student. Și le spuneam cât de mult trebuie să se îngrijească omul ca să răspundă la chemarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu i-a dat niște daruri pe care trebuie să le folosească. Și ascultându-mă ziceau, dar nici nu vrem să știm atâtea câte ne spuneți. Pentru că avem prea multe obligații. Iată de ce unii nu vor să știe, să nu-și creeze obligații. Și cel mai din urmă și cel mai aprig dușman este lenea. Deci uitarea, neștiința și lenea, aceștia sunt dușmanii cei mai de seamă ai omului și mai ales ai tinerilor. Că dacă nu înveți la tinerețe, la bătrâneți, dacă nu te-ai deprins, cum să mai înveți? Mândria, părinte. Sigur. Mândria, orgoliu. Apoi mândria este primul păcat. Da. Acestea le folosea părintele profesor Galeriu ca niște repere, nu numai teologice, ci și pedagogice. Pentru că dacă te deprinzi de copil, de tânăr, să înveți și capeți setea de cunoaștere, atunci vei continua, dobândești un elan, o dorință de a te autodepăși. Dacă nu ai niciun reper, nicio cunoaștere și mergi numai după instinct, pentru că păcatele de unde pornesc? De la instinctele nepotolite de rațiune. Și dacă rațiunea nu le potolește voința, cum să le mai potolească? Noi trebuie să începem totul cu rațiunea. Dacă noi ne potolim instinctele prin rațiune corborată cu voința, atunci dăm curs preocupărilor mai înalte, intelectuale, în care se cuprinde că în rațiune trebuie să fie cuprinsă neapărat și credința. Și credința ce presupune? Harul lui Dumnezeu. Pentru că numai prin Harul lui Dumnezeu avem credință. Harul lui Dumnezeu naște credința în noi, cum spune teologia. De aceea noi în Ortodoxie avem, imediat după botez, taina mirungere, pentru că e taina darurilor Sfântului Duh. Degeaba e omul curat, că prin botez se șterg toate păcatele, dacă n-are mijloace să lupte împotriva răului. Care sunt mijloacele prin care luptă împotriva răului? Darurile Sfântului Duh. De aceea se aplică taina mirungerii imediat și cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, harul naște credința. Fără har nu este credință.
poate fi o, așa zisă, informație intelectuală. Când credința este simplă informație intelectuală, ea nu aduce roade. Credința trebuie să aducă roade prin căldura pe care o aduce asupra rațiunii, puterea asupra voinței și prin stimulentul pe care îl aduce asupra simțirii care se despătează de roadele și de lucrările rațiunii și ale voinței. Sigur că nu vreau să pun monopol, am făcut o introducere, a vorbit despre părintele profesor Galeriu, însemnează a te duce pe un câmp foarte deschis. De aceea, iată, aici avem mai multe predici în volumul acesta, în care sunt cuprinse învățături atât de frumoase, predici ocazionale ținute la diferite împrejurări și iată, într-o broșură de peste 200 de pagini, sunt câteva predici atât de frumoase pe care, citindu-le, ne hrănim sufletul. Sunt bucuros, mi-a adus volumul acesta, nepotul care seamănă cel mai bine cu părintele profesor Constantin Galeriu, părintele diacon Iustin, și mulțumesc, și m-a copleșit cu ținuta sa, că de câte ori îl văd pe părintele profesor Constantin Galeriu. Ai o obligație să ții și comportamentul și ținuta morală a părintele profesor Galeriu. Astăzi l-am cunoscut pe celălalt nepot mai mare, pe Cristian. Și iată, părintele profesor Galeriu are urmași. Mă bucur că este și la Biserica Sfântul Silvestru, acolo unde creștinii mergeau ca într-un loc în care lumina strălucea atât de mult încât îi copleșea și plecau de la biserică cu mintea atât de hrănită și atât de îmbogățită și doritoare de a se îmbogăți și mai mult. Vă mulțumesc că ați suportat să vă spun câteva cuvinte și vă invit să ascultați mai departe. Eu curând mă voi furișa, dar știu că se înregistrează și abia aștept să ascult pe toți vorbitorii. Trebuie să merg, că moartea nu e programată și cineva care ne-a ajutat foarte mult, iată, trebuie să merg la stâlp să vorbesc puțin. Mâine am două mormântări, un preot de 39 de ani și soția fostului prefect, domnul Gheorghe Martin, care ne-a ajutat foarte mult. Da, ctitor de biserici, mare ctitor la Sfântul Andrei, a fost domnul Gheorghe Martin și cu dânsul am mers și am pus temelii la câteva mănăstiri, un om intelectual și credincios și sigur am aceste obligații morale pe care trebuie să le îndeplinesc. Să mă scuzați, o să mă uit la ceas și când e ceasul, fug să nu vă luați rămas bun, că ne reîntâlnim. Până pe soția voastră, a fost o evocare a părintelui care l-a adus viu pe părintele, cel puțin în inimile celor care l-au cunoscut direct, dar cred că și ale celorlalți. Și a fost interesant că ați vorbit, ați făcut această introducere, așa cum spunea despre părintele Galeriu. A făcut o introducere care a deschis atât de multe căi, încât fiecare dintre noi ar putea merge. Adică foarte cuprinzătoare această introducere. Și eu vreau doar să spun, eu voi vorbi foarte puțin, de felul meu vorbesc foarte puțin, mai ales în ultima vreme, noi am trecut la 15-20 de minute la predică la Sfântul Silvestru. Și cu ajutorul domnului Sorin Dumitrescu, pe care l-a știți, care la un moment dat ne-a spus că trebuie să vorbim mai puțin și atunci am vorbit cât se poate de puțin. Să aibă dânsul loc să vorbim. Nu. Să avem cuvântul, zice, mai incisiv, așa, o singură idee pe care să o ducem până la capăt. Bineînțeles, după părintele Galeriu,
Părintele Constantin Galeriu, e greu să mai ridici pretenții de predicator și noi nu facem asta. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și Părintelui Galeriu și tuturor celor care ne-au ajutat că această carte a reușit să apară. Gândiți-vă că este al treilea volum care cuprinde predicii ale Părintelui Galeriu de la trecerea Părintelui pe 10 august 2003. Doar trei cărți au apărut. Prima carte a fost produsă de domnul Sorin Dumitrescu, de ce l-am și amintit, și conține modele omiletice, așa le-a numit Sorin Dumitrescu, 21 de modele omiletice. Sunt predicile pe care Părintele Galeriu le-a scris pentru pagina creștină din ziarul România Liberă și apoi din ziarul Ziua, unde Sorin Dumitrescu avea această rubrică, era pagina centrală. Deci sunt predici fără îndoială extraordinare, dar sunt predici de birou. Sunt predici pe care părintele le lucra, a suda lucrându-le câte o săptămână, două, și încerca să cuprindă în spațiul care îi se dădea numărul de cuvinte ce avea de spus. Era mai greu decât la Catedrala Patriarhală, unde la un moment dat avea o înțelegere să-i se mai lase 5 minute. Pentru Părintele Galeriu să dădea ceasul înapoi puțin. Sunt extraordinar de elaborate acele predici. Sunt foarte bune. Fiecare poate înțelege extraordinar de multe lucruri, dar nu sunt predicile vii. După aceea a mai apărut o carte de predici la 10 ani, 10 predici la 10 ani, care sunt o transcriere ale unor predici destul de reușite, însă sunt transcrieri cu un iz literar. Când o să citiți această carte, o să vedeți, a fost o rugăminte a părintelui Petre Comșa, cel care a transcris, a fost să nu omorâm oralitatea. Adică să fie aceste predici, cine citește cuvintele, să-l audă pe Părintele Galeriu vorbind. Acum înțelegeți dumneavoastră că nu e ușor lucru. Dar aceasta și de asta a durat cam un an de zile să fie produsă această carte, să fie realizată această carte. Nădăjduim următoare, acum existând o experiență, să fie puțin mai repede. Deci s-a încercat să se scrie în așa fel încât să auziți. Nu este perfect textul din punct de vedere literar. Sunt foarte multe virgule, o să vedeți, sunt foarte multe virgule, doar așa se poate, poate că unii ar spune că abundă în virgule, doar așa se putea sublinia ideea pe care felul în care vorbea. Eu îl aud pe părintele când scriam, când transcriam, îl auzeam pe părintele vorbind și știam unde pune pauză. Unde se oprește și acolo punem virgulă. Pentru că acolo unde se oprește înseamnă că urmează o deschidere de paranteză sau o nouă idee care e aici marcată și apoi dezvoltată mai târziu. De aceea poate părea greu de citit uneori, dacă urmați punctuația. Altfel, cred că va fi ușor. Caietul are și o formă puțin, băiatul meu mai mare aici m-a criticat puțin, a zis, tată, de ce ați făcut oglinda textului atât de mică și o pagină atât de mare? Că nici din punct de vedere ecologic nu este corect. Mulțumim un altă lucru. Și i-am spus, pentru că nu este o carte de predici, este un caiet de predici. Adică aveți loc să notați. Este spațiu pentru dumneavoastră să vă scrieți notele. Este un caiet. De aceea nu are și introducerea. Este o introducere foarte puțin pretențioasă. Nu are o postfață. Nu are nimic explicativ carte. Inițial, vă spun sincer, greșisem la atâtea corecturi și dintr-o lipsă de experiență nu-i pusesem nici cuprins. Și i-am pus cuprins. Până la urmă s-a rezolvat. Este o carte... E un caiet pe care să lucrați. E un caiet unde să-l auziți, să lucrați împreună cu Părintele Galeriu, să cercetați
înțelesurile pe care vi le sugerează, pe care vi le împărtășește, cuvintele pe care vi le spune. Eu atât am de spus, pentru că partea mea a fost tehnică. Îl rog pe Părintele Petre Comșa să vorbească despre conținut, ca să vă trezească și mai mult interesul despre ceea ce veți găsi citind această carte, acest caiet. Preacuceriți, preacuioși, părinți, iubiți credincioși, avem în față primul volum din predicile susținute de Părintele Galeriu, începând cu 1989, primăvara lui 1989, înainte de postul mare, în timpul postului mare și după postul mare, până la Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sunt date în introducere câteva informații despre modul cum au fost acestea înregistrate, scrise, trecute pe suport electronic. Da, e o problemă aceasta pentru mine și la biserică. Și de aceasta mi-a și părut că nu există microfon, poate pe viitor va avea și microfon și atunci va fi mai ușor. Dar voi încerca, da, să vorbesc mai tare, mă iertați pentru neputință. Și atunci, în introducere, sunt date câteva informații despre modul și atunci o să mai continuăm cu... Bineînțeles, se mai pot spune foarte multe lucruri, avându-l 17 ani pe Părintele Galeriu Duhovnic. I-am fost student, i-am fost conducător la teza de licență, la teza de doctorat, i-am fost preparator la facultate și atâtea duhovnic, 17 ani, cum am spus. Dar se intră mai bine în 1989, când eram, menționat Părintele, eram cercetător științific la cercetări pentru electrotehnică din București. Aveam între alte obligații de serviciu să merg să iau apă din Dâmbovița ca să vedem cantitatea de cianură care era în Dâmbovița. Și mă gândeam pe drum care ar fi specificul Părintelui Galeriu. Și atunci mi-a trecut prin minte că eu preot, un teolog care se ocupă cu adâncul, un teolog al adâncurilor. Și când a apărut cartea, și miercuri, în săptămâna luminată, noi am prezentat-o la biserică, la mine, împreună cu Părintele Cristian Galeriu, atunci sâmbătă, înainte de înviere, citeam pe carte și mi s-a confirmat că, într-adevăr, Părinte Galeriu este un teolog al adâncurilor și am avut așa și o curiozitate omenească să văd de câte ori apare cuvântul adânc în acest volum. Și apare de 98 de ori, la 250 de pagini, la două pagini, practic, apare odată cuvântul adânc, și într-adevăr un teolog al adâncurilor. Chiar de la prima predică care o avem aici, a lui Zaheu, de la început începe Părintele, zice unul din Sfinții Părinți o rugăciune: Doamne, dă-mi să-mi văd păcatele mele. A-ți vedea păcatele nu înseamnă a te opri cu ochii asupra păcatului, ci a merge mai adânc și a vedea păcatul în lumina lui Dumnezeu. Dumnezeiască Evanghelie de astăzi ne înfățișează un asemenea om care și-a văzut păcatele în fața lui Dumnezeu, adică mai adânc, și arată definiția aceasta a adâncului, să mergem să vedem pe toate în fața lui Dumnezeu, în lumina dumnezeiască, în perspectiva aceasta divino-omenească și nu numai omenească, cum va spune Părintele Galeriu și în altă predică mai departe. În pagina următoare, la 10-15 rânduri, apare de 10 ori cuvântul adânc. De fapt, ce știm noi despre adâncul omului? Căci adâncul omului e negrăit mai adânc decât ce vedem și chiar decât ce știm. Spune Sfântul Grigore de Nisa că așa cum Dumnezeu se și descoperă, dar e și adânc de nepătruns, la fel și omul în ultima lui adâncime e de nepătruns.
omul tainic al inimii, spune Sfântul Apostol Petru. Acolo este darul, harul Dumnezeu de nedistrus, care dă elan, care, așa cum spunem noi, însuflețește dorul nostru, acest dor de adevăr, de bine, de frumusețe divină, acest elan adânc, ține de ființa noastră vie, vine de totdeauna, din clipa zidirii și presimte, e o presimțire adâncă din noi. Și chiar dacă parcă nu știm ce dorim, ce căutăm, dar căutăm. Se descoperă în aceasta adâncul libertății din noi. Adică Dumnezeu nu se impune cu deasila, dar acest zel, foc al râvei lăuntice, arde nestins în noi. Ardea și în Zaheu și căuta acest ticălos de om. În nimeni nu se distruge dumnezeiescul din adânc. Poate fi înăbușit de patim, glasul, dar harul e de nedistrus, e dumnezeiesc. Și Părintele în fiecare predică căuta să ne ducă în acest adânc, să descopere în fiecare, să ne descoperim fiecare adâncul din noi, și ne îndeamnă într-o altă predică, deci ne dezvăluie adâncul din om. Adâncul. Despre acest adânc și la acest adânc trebuie să cugetăm noi. Acest adânc ultim, care este revelator, dar să mergem să ajungem către el. Această preocupare continuă a Părintelui despre adâncul din om era și o vreme potrivită, un curent în lume, în psihologie, în filozofie legat de acest adânc, și îi spune chiar Părintele Galileu când vorbește despre fiul risipitor. Suferința lui când a ajuns de nu mai avea ce mânca și depărtat de Părintele Ceresc, o suferință lui a sfredelit în adânc, a risipit tot coșmarul slăbiciunilor, poftelor și sufletul s-a văzut în goliciunea lui și a venit în sine și a săpat în mai adânc și a dat acolo de fața tatălui, de chipul lui, și a adus aminte de casa tatălui și de fața lui, fața iubirii. Și acum spune Părintele Galileu, o spun psihologii, psihologii adâncurilor. Deci erau psihologii adâncurilor respectivă și atunci și Părintele Galileu, teolog al adâncurilor. O spun psihologii, psihologii adâncurilor. Ați auzit poate de Jung și de alții care vorbesc de așa numite arhetipuri sau idei fundamentale, de experiențele lui pe mii și mii de suferinți. El a descoperit ideea fundamentală, aceea de Dumnezeu, în adâncul omului și ideea sinelui. Vedeți, acestea două le-a descoperit acest mare psiholog al adâncurilor, fața tatălui și ideea sinelui, și a venit în sine. Și spune Părintele Galileu cât de optimist e om când ajunge în acest adânc, când vede fața tatălui, când se vede că este chip al chipului Dumnezeu, când vede harul din om, când se vede omul că este o roadă a Logosului, a rațiunii Dumnezeu, și zice, toate prin Logos, prin cuvântul Logos s-au făcut și toate prin rațiune s-au făcut, rațiunea cu râmare Fiului Dumnezeu. Deci la baza existenței mele stă rațiunea dumnezeiască, stă sensul. Și dacă eu gândiți-vă, reflectați, vă rog, ce semnificație are și acest cuvânt cât de revelator. Și spune acum Părinte, dacă la temelia existenței mele mai adânc decât orice, stă un sens, stă rațiunea, stă sensul creator, stă spiritul, atunci întreaga mea ființă se sprijină pe rațiune divină, pe spirit, pe lumină divină. Și atunci această lumină divină niciodată nu poate fi distrusă. Și foarte frumos mai departe. Atunci e speranța oricărei vindecări, e orice fel de boală. Eu așa cred, odată mai mult și e de neclintit, nu e nicio boală care nu e de vindecat. Mă refer la cele psihice. Pentru că mai adânc de acolo trebuie să fac apel la ultima adâncime. Ați înțeles? Acolo unde chipul divin poate fi alterat de altceva, dar de nedistrus, cum mărturisește Ortodoxia. Deci totul e posibil și eu pot să birui orice slăbiciune, orice neputință a mea. Eu pot să mă înalt din adânc în ființe mele peste toate. Din adânc spiritul meu le străbate pe toate și pe toate le transfigurează și eu pot birui orice slăbiciune prin har. Și suntem chemați, cum spuneam, să intrăm în acest adânc, să le vedem pe toate din perspectiva aceasta dumnezeiesc, omenească, numai simplu omenească. Fiindcă spunea Părintele Galileu într-o altă predică. Iarăși mă întreba cineva de unăzi,
părinte, cum se explică unor credincioși despre pronia dumnezeiască, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, căci eu văd în jurul meu atâtea rele, cum ne poartă Dumnezeu de grijă? Și atunci am spus, spune Părinte Careliu, ajută-l să schimbe modul de a gândi, perspectiva divino-umană, numai perspectiva umană, adică nu numai modul tău de a gândi. Și atunci ai să înțelegi mult mai adânc că zice prorocul din partea lui Dumnezeu, nu sunt gândurile mele ca gândurile voastre, nu sunt căile mele ca ale voastre. Adânc cu acesta care părintele îl căuta să ne tragă pe toți în acest adânc, însă spune, adânc cu acesta e o taină. Niciodată noi nu vom putea ajunge până la adâncimile fără de capăt ale tainelor divine. Era să mereu conștient de limite, dar cât de puțin se poate înainta în acest adânc, este o mare bucurie, bucuria aceasta a preocupării de a trece de la moarte la viață, vocația aceasta pascală, despre care Părintele Galeriu a vorbit și a fost atât de preocupat. Și spune aici, într-una din predici, legat de acest lucru, vorbea despre Sfântul Serafim de Sarov la una din predici. Când Sfântul Serafim de Sarov a fost întrebat de ucenițe ce o să facă ele după ce o să treacă la cele venice Sfântul Serafim. Și atunci Sfântul Serafim le spune, să veniți la locul odihnei mele și acolo să vă spuneți toate durerile, așa cum mi le spuneți acum, mie că eu vă aud. Și spune Părinte Galeriu, citesc și eu nițel în Sfinții Părinți. Și am citit, n-am găsit o asemenea mărturie atât de categorică ca la Sfântul Serafim. Cu atâta încredințare, neclintită, zice, eu vă aud. Să spuneți tot așa cum spuneți acum, pentru că eu pentru voi, care credeți și vă rugați, sunt viu și nemuritor în veci. Auzi, viu și nemuritor. Deci această credință neclintită a învierii și a modului cum se comportă omul după ce trece la cele venici și în adevăr, este în această înviere. Și atunci vocația aceasta pascală, care bineînțeles este prin cruce și mereu Părintele Galeriu spunea, crucea ortodoxă are raze de lumină, arătând că jertfa, aici altă problemă, mult mai adâncă, teza de o jertfă și răscumpare, jertfa ca dăruire, dar sensul profund al crucii spune aici, vorbind despre la împăratul Constantin, la Sfinții Împărat Constantin, dar spre Sfântul Împărat Constantin. Ce a înțeles Sfântul Împărat Constantin când a văzut semnul crucii pe cer? Și anume sensul profund al crucii. Cu o lume veche era acum supusă crucii, răstignirii. O lume cu toate credințele ei, cu toate taburile ei, cu toată scleroza ei, cu toată slăbiciunea ei, de înțelegere ei, că o lume nouă prin Hristos se născuse și creștea. A înțeles el că tocmai crezul lui prin faptul de asupra soarelui, care socotea Dumnezeirea supremă, stă crucea. Că acest crez al lui trebuie răstignit și trebuie să se deschidă în el crezul luminos, crezul adevărat, pentru el și pentru lumea căreia el era împărat, al cărei destin le conducea el care era în mâna lui. Sensul acesta de deschimbare a unor credințe, a unei viziuni asupra lumii, dar și a unei viziuni asupra omului. Că trebuie răstignită credința lui de până atunci, credința unei întregi lumi, unei lumi care nu cunoștea pe om, care nu-l prețuia pe om, care prețuia lumea dincolo de om, menită să fie supus om. Și dovada că nu cunoștea valoarea omului, îl prigonea pe om. Dar acum, spune Părintele Galeriu, o lume care, unor oameni care nu-și cunoșteau destinul, chemarea, chipul divin, ori crucea arăta lui Constantin și l-a înțeles sfârșitul unei lumi. Și într-adevăr, cu toată ființa lui, el s-a dedicat construirii unei lumi în care omul să nu mai fie chinuit. Chipul Dumnezeu să fie cinstit potrivit acestei demnități, potrivit acestei vocații, de a se realiza după chipul Zidorului și el să fie ziditor în toate, în slujirea vieții, binelui, adevărului divin, în slujirea învierii prin Hristos și în via care i s-a arătat. E o căutare continuă și aici este foarte fugar ceea ce s-a prezentat. Da. Acestui adânc al omului, acestui Duh Sfânt în care omul este chemat să fie și o mărturie că, într-adevăr, Părintele Galeriu a vorbit în Duhul Sfânt. A fost congresul la facultate, dedicat pe Nicarezul, predicator harismatic, un termen foarte
pretențios și aprobat de patriarhie și aprobat de conducerea facultății. Părinte Cariu, predicator harismatic. Dar mai important decât aceasta, faptul că Părinte Galeriu a vorbit în lucrurile, este faptul că citind această carte se deschide dorința, dorul de a ajuta pe cei necăjiți, pe cei săraci, pe cei umiliți, pe cei obidiți. Că într-adevăr, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, când începe predica și citește din Isaia, acesta anul Domnului, Duhul Sfânt peste mine, ca să vestesc săracilor, să vorbesc celor striviți la inimă și așa mai departe. Și atunci anul Domnului este când se vorbește astfel, ca să ajutăm pe cei săraci, pe cei. Și pe lângă faptul că era, cum spunea la Preasfinția sa, că ajuta pe cei săraci, știm, săracii de la Biserica Sfântul Silvestru, și în frunte cu bujor și mai departe. Dar faptul acesta că ne deschide gustul spre a ne a privi la cei umili, la cei necăjiți. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfântă și smerită. Spre aceasta ne cheamă Părintele Galeriu. Vă mulțumesc și mă iertați! Asta a fost o singură idee și o singură idee din carte pe care Părintele a urmărit-o, Părintele Coș a urmărit-o, Părintele Profesor a urmărit-o, o singură idee și nu în toată, în toate ramificațiile ei, când m-a convins să începem, să intrăm la demersul acesta, pe care oricum mai mult dânsul cu ucenicii lui, în sensul că introducerea digitală a textului a fost făcută de ucenicii părintelui. După aceea am intrat noi cu corectura. Mi-a spus că urmăresc predicile părintelui și le urmăream și ceea ce mă uimea era felul cum arată, acum n-am mai spus-o ca să vorbească mai, ca să poată să-și țină și suflu pentru dumneavoastră, că ați văzut că este greu să vorbească mai tare. Urmărea cum în fiecare predică părintele poate le părea unora că se repetă. Dar nu se repeta, ci construia din nou, lua copacul de la rădăcină până la o anumită ramură pe care o lăsase duminica trecută și după aceea, la ramura aceea mai adăuga o frunzuliță care încet, încet creștea și tot așa se transforma în următoarea ramură. Și cine îl urmărea era propriu zis martorul creșterii duhovnicești a Părintelui Galeriu. Cred că am dreptate. Cred că n-am greșit. Adică Părintele Galeriu descoperea, pentru că niciodată nu venea cu predica scrisă, învățată și asta o spunem. Nu. Părintele Galeriu de la o zi la alta, din contactul cu oamenii, din contactul cu realitatea, cu situații foarte dificile, luptându-se să găsească răspunsuri pentru fiecare și soluții, se întâlnea undeva cu Duhul Sfânt. Și ceva creștea în fiecare predică, creștea cuvântul pentru cei care l-ascultau. Și nădăjduiesc să fie așa și pentru noi toți, când o să citim cartea și după primul o să ajungem la al doilea, la al treilea, la al patrulea, la un moment dat predicile, pentru că așa este structura unui bisericesc, chiar dacă erau trei preoți acolo, deci făceau cu rândul, la un moment dat, prin caietul 3 veți găsi din nou predici care sunt în caietul 1, dar sunt alte. Sunt abordate altfel. Au ceva nou întotdeauna și trebuie să căutați această noutate. Și o idee pe care aș vrea să o adaug eu la acest adânc despre care a vorbit Părintele și la faptul, la ceea ce a spus și în alt preasfințitul referitor la această lucrare la care ne îndeamnă Părintele Galeriu, la lucrarea cu săracii. Mie mi se pare că cea mai, adică, ideea care leagă foarte multe, în afară de jertfă și răscumpărare, apare și jertfă și răscumpărare la sfârșitul anului, dar, adică teza de doctorat, este a modului de a fi al lui Dumnezeu. Și e o chemare la un mod de a fi ca al lui Dumnezeu din partea Părintelui Galeriu, către noi. La ce se referă? La faptul că Dumnezeu nu locuiește în sine.
are viață în sine, dar nu locuiește în sine. Tatăl locuiește în Fiul și în Duhul Sfânt. Fiul locuiește în Tatăl și în Duhul Sfânt și așa mai departe. Este o... Dar pornim de la Tatăl care este izvorul Dumnezeirii și atunci spune Tatăl locuiește în Fiul și Duhul Sfânt, adică își dăruiește toată ființa lui celuilalt. Locuiește în, în lăuntru celuilalt. Iar când Hristos vine și spune lui Zacheu, trebuie să fiu astăzi în casa ta, asta spune. Trebuie să locuiesc în tine. Eu am venit pentru tine. Eu vreau să-mi plec capul în inima ta. Și aceasta este chemarea pe care o face adânc Părintele pentru fiecare dintre noi și nu ne răsunt să mai referă deja acest mod de a fi, nu se mai referă numai la a te uita la sărac, ci la cel de lângă tine. A te uita în inima celui, a te duce și a locui în inima lui, adică a trăi viața lui, a-l înțelege, a-l odihni, a-l bucura, a-i dărui ceva. Deci a nu fi atent la tine, ci a fi atent la celălalt. Aici este ceea ce Părintele Galeriu trăia zilnic. Cu fiecare întâlnire, el se dăruia celuilalt, nu sieși. Așa ca să decongestionăm puțin, adică să ieșim puțin din concentrare, să zicem, să ne liniștim puțin. Părintele se odihnește. Maica Argentina, Dumnezeu să o odihnească, păzește. Bate cineva la ușă. Maica Argentina, Părintele se odihnește. Argentino, cine e? S-a terminat. Deci ca să audă omul că e gata, Părintele să iasă la ușă. Deci aici era, nu prea vedeai, nu prea înțelegeai unde este ceva ce face pentru sine, Părintele Galeriu. Totul era pentru altul. Adică modul acesta de viață care se vede și în cuvântul de învățător. Suntem deschiși. Adică, eu am venit aici mai puțin pregătit să fiu moderator. Nu stă în fire. De obicei vorbesc 10 minute și plec. Sau mă așez în rândul celorlalți. Nu cred că era programat, dar totuși dacă cineva vrea să ia cuvântul, dau fiecare câte 5 minute. Așa. Ca să fiu moderator, de asta spun 5 minute. Doar să vă prezentați și spuneți, vă rog. Mă numesc Chisalev Nicolae, 92 de ani, 6 ani de pușcărie. Am stat Părintele Sârbu Constantin la Jilava, 7 luni de zi. Părintele Sârbu, la bariera Verbului, dacă ați auzit. Da. Vorbim de Părintele Galeriu. Noi n-am citit, nu n-am fost la predicile dânsului, dar l-am ascultat undeva la televiziune și modul în care se exprima era atât de pătrunzător și de cald încât nu mai trecea sau trecea până și ajungea la inimă. Deci dânsul avea această putere de convingere a cuvintelor pe care le exprima. Asta am vrut eu să spun, era unul care trăia în sine această credință, era un om al lui Dumnezeu pe care noi trebuie să-l cinstim și să ne amintim de importanța și de puterea lui prin ceea ce a făcut atunci cât a trecut prin viața aceasta. Mulțumesc! Cei de aici au mă cunosc, alții nu mă cunosc. Părinte profesor, mai și colegi și, mă rog, amic spiritual, să zicem așa. Ne mai spunem oful, duhovnicesc din când în când. Pe Părintele Galeriu îl cunosc de când am venit în București. În 1973, mai după ce și-a susținut în teza de doctorat, s-a auzit în zona chiar a Sapienții, asta e de Sapienții, domnul Chisalev, era vorba de o altă biserică, când a ieșit din pușcărie, s-a auzat Patria cu Justinian și a ieșit spre aici, vreau și eu o biserică. Ce să-ți dau mă ție, sârule, că tu ești cu o situație dramatică, n-am? Uitați acolo un grajd la Sapiențe, era grajd. Da. Și cam 5 ani, așa, 60-70 a făcut o minune și a creat o biserică vie. Cred că și în mediul acela auzisem de Părintele Galeriu și ceva atipic la ce e în București, atipic ce de fapt și ce este astăzi. Noi nu avem o biserică predicatori.
Noi nu avem oameni care să aibă Duhul vorbirii, să spună ce se întâmplă în țară, în afara țării, în biserică, în afara bisericii, în familie noastră, tot ce doare pe român. Și știți bine ce doare, mai ales în timp de pandemie, a durut mult. Biserica a spus și nu a spus ce trebuia să spună. Știți bine că unor a pactizat cu cine nu trebuia, probabil. Dar intrăm în alte detalii. Vila băi de la Galeriu nu putea să vorbească în aceea despre aceste lucruri. Ia pandemia, atunci era altă pandemie psihică, mentală, cum vreți, a regimului din acele vremuri, dar avea cuvânt de rostire, știa să traducă prin cuvântul Scripturii, prin cuvântul magistral, din patristică, să spună ce trebuie să facem, cum să trăim, cum să ne oglindim. Era un om viu. Preotul acesta era viu. Deci era miruit, nu cum spune așa o dată, miru și fugi. Îți era binecuvântare, te deva ce faci. Dacă ai o problemă, dacă se întâmplă ceva în familia ta sau în prietenii tăi. Mă rog, în relația cu mine eram elev la Sfântul Sava din București, era o școală așa, era uimit de faptul că cineva din zona aia venea către biserică. Mă rog, erau niște granițe între zona academică, să nu zic, era chiar academică, deși a fost Academia Sfântul Sava, a fost o școală și este o școală celebră în România, poate cea mai interesantă la nivel de liceu. Și veneam și spuneam și eu oful. M-am și mărturisit, nu întotdeauna, mai aproape a fost Părintele Sâmbu în privința asta. Dar pe Părintele Galeriu aducea să mărturisească în casa mea, din care am de locul și astăzi, am mărturisit în mai multe rânduri, într-o zi din an. Atenție, apropo de Argentina. Pe 26 decembrie se făcuse o obișnuință în anii 70, și în timpul liceului și în timpul facultății după aceea. După obligația fără, m-am curunat, tot însul ne-a curunat, ne-a botezat copilul, am mai curunat pe alții acolo. Familia noastră a fost curunată, eu și cu soția de Ioan Alexandru, poate ați auzit de poet. Și faptul că în acel moment de seară, din 9 decembrie 1980, au fost Constantin și Argentina, Ioan Alexandru, mă rog, nu Urvina, a fost rupt Elena, Urvina a avut o problemă cu copilul, și cei de la Lumânări. Și eu cu soția, ziceau, Doamne, am vrut, părintele a acceptat și pozele. Deci, vreți poze, nu vreți, facem. E bine să fim foarte atenți. Și actul care a rămas actul Părintele Galeriu de la Colunie, scris stilul acela special, care scria cu multă, multă atenție un act oficial. Dar revin la Părintele Galeriu. Luca a fost în casa mea și îi puneam întrebări de tot soiul. Una din întrebări care mi-aduc și acum aminte și o să vă puțin, ar vrea să vă gândiți la ce vă spun acum. Și eram un copil atunci, totuși adolescent ce eram și eram uita în parastas, atâta lume, atâta colibă, atâta mișcare pe acolo. Ce se întâmplă? Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. E pentru ce adormiți. Poate eu găseam un răspuns mai bun în liturghie decât în parastas. Am văzut în Ardeal, pe aici îi spun și părintelui, că buntenii, oltenii, moldovenii sunt nu mai receptivi la chestia cu parastasul. În Ardeal e așa o reținere, un fel de apropie de zona protestantă și catolică. Asta e o paranteză a mea. Și știți la ce mă refer. Aici, la Părintele Galeriu, îmi dă un răspuns foarte prompt. Domnul Pui, așa cum zicea, pe numele de prietenie. Nu vă dați seama cât vor aceia să ne rugăm pentru ei, să-i scoate din întuneric la lumină. E o șansă pentru a noastră credință că îi putem scoate noi, nu? Catolicii mai puțin, protestanții nu mai vorbesc de protestanții, nu vreau să fiu rugăcios, au alt grid, altă doctrină, altceva. Deci ei vor această rugăciune de scoate de întuneric la lumină. Bineînțeles că este Sfânta Liturghie, dar aceasta e o completare. Se adună comunitatea și se roagă unii cu alții pentru aceia care mai sunt. Dar și cei care sunt la lumină, zice, pot să se roage pentru noi. Nu există lumea asta mare, această legătură a noastră, a celor vii, cu cei morți, cum România, de pildă. Poate există și în alte țări ortodoxe, nu ca la noi. Și a celor vii de sus, care sunt la lumină și pot să ne ajute pe noi. Nu cei de la întuneric, cei de la lumină. Lumina Escriturii, așa de m-a copleșit acel cuvânt de seară și a rămas, după zeci și zeci de ani, cu aceeași mărturisire înăuntru meu. Uite, domnule, deci noi putem comunica cu nouă spiritism, v-ați spus cine, vorba de altă rugăciunea care trebuie să o facem pentru ei în permanență și ei pentru noi. Numai rugăciunea în biserică, rugăciunea din cursul zilei, pe stradă, în mașină, în tramvai, și de asta vorbea. Deci rugăciunea permanentă pe care o vrea Dumnezeu de la noi.
care noi nu o facem. Și când la biserică mă duc apoi numai acolo este legătura. Nu, Dumnezeu este peste tot. Dar bineînțeles că acolo se fac tainele bisericii, acolo este marea taină. Sfânta liturghie, prin ea se face Sfânta Euharistie. Și acolo ne putem împărtăși Dumnezeu și putem răspunde la toate prin această mare taină. Bineînțeles, teza aia de doctora m-a răscolit. Asta a fost și prima apropiere. Era o teza atipică, jertfă și răscumpărare. Era un fel de răspuns la Olimp Căciulă, care pe înainte vreme pe Atena a scris o teză de doctorat, dar era scrisă altfel, mult mai atractivă, mai practică și m-a copleșit teza și a zis, Dumnezeu, vreau să-L cunosc. Și așa am ajuns pe la facultate, am ajuns la institut, era spiritual, 73-74, după aceea așa de supărat a fost că am plecat la Silvestru, eu nu știam de Silvestru, zic, Dumnezeu, aici era, eu eram aproape, mergeam la Spiridon în vremea aceea și la Sapienței. Și a zis, bă, a plecat, ne-a furat om. După a venit Părintele Ilie Moldovan, nu știu ce, dar în facultate a intrat bine, a ajuns pe post conferențiar, profesor, s-a pădruns. După aceea, în anul acela, 74-75, paranteze mici, la o seară m-a chemat, eu vreau să văd și eu un curs de doctorat. Eu eram terminat liceu, aici eu mă gândeam, hai să văd și eu ce înseamnă o școală academică, un doctorat, nu știu ce. Și părinte, cum vorbește la lume în biserică, cum ar vorbi la o școală doctorală. Asta era în 1974. Și într-o seară de septembrie, intru acolo și zic, domnul, îmi pare rău, știți că am aici o ședință, un consiliu și nu pot să deci nu o să mai fac orele acelea, dar vă las pe cineva care să vă însoțească și să vă lămurească și să vă bucurați de cuvântul lui. Vi dau pe cineva și stați așteptați. Am stat împreună acolo vreo 5 minute, l-a anunțat pe acela, coboară pe scări vioi, chiar la intrarea principală în Sfântul Teologii din București, uitați pe domnul Dan Ilie Ciobotea. Pe el vi las să vă ducă, să vă plimbe, să vă respirați Duhul Înțelepciunului prin el. Și a fost copleșitor Daniel, adică Daniel era, atunci era, nu era Daniel, era Dan Ilie. În acel an, după ce a plecat în afară, s-a reîntors, dar a fost un an de minunat, când terminam eu Sava, să am această relație cu actualul patriarh. Mă rog, relația se schimbă, se mai transformă, se mai modifică. Dar, în orice caz, am avut ocazia după aceea în diverse situații să văd oameni mari acolo. Steinhardt, Virgil Cândea. Mie rușine să vă spun, e fondatorul fundației mele, care și acum o prezidez și fundația mea, nu știe părintele, că nu are habar, că n-am avut relații speciale, nici nu știu dacă ne mărșile la privire. Fundația Ecumenică Pro Axe Mundica, am schimbat și când am făcut numele, a ființat în casa parohială ecumenică, dar mă rog, aici e cu sens special, în casa părintelui, până când am murit, până a venit paroh părintele Dumnezeu să te bordajiu, trebuie să-mi pare rău, dar acum plecați. Deci, reacția apare. În fundație apare pe o poziție 4, Părintele Gazeu, prima poziție era chiar Patriarhul României, dar asta era o istorie. Asta au fost relațiile. Și mă împărtășeam cu idei ce facem pentru biserică, Catedrala Mântuirii, așezământul Catedralei din București, unde am așezat acum. Noi am avut alte idei, să fie între blocuri, să fie unde e magazinul ăsta, Junior vis-a-vis, unde este locul la Viran, mă rog, e un loc, tipul efamat, de la... pe bulevardul socialismului, între blocuri, să fie între oameni. A fost o idee, am venit și noi cu ideea, am explicat-o și eu și dânsul și alții câțiva, că au fost mai multe, 7-9 locații. Și s-a ajuns la această așezare de astăzi. Ideea este că ne lipsesc asemenea oameni. Că nu, acum legăturile cu oamenii mari din Cernica, de pildă, un alt episod, unul la mai mult am uit poetele Nicodim, a pomit de Bujor, dar nu are nicio legătură cu Nicodim. Nicodim Bujor a fost cu 2 ani mai mare decât Părintele Galeriu, dar au fost oarecum contemporan în Facultatea de Teologie la București și a făcut teatru. Teatru, domne, teatru veritabil la Facultatea de Teologie din București, de Sfintele Paști, de Crăciun, de alte sărbători. Erau chiar buni actori în teatru religios. Amândoi și s-a văzut că și Nicodi era un vorbitor, mă rog, într-o mănăstire, e altceva și altfel în cadrul unei biserici parohiale. Și mai ales în cetul București, dar și la Nicodi, dacă cineva îl răscolește, ce pe la Nicodi în Bujor este cel care a creat Acatistul Sfântul Calin la Cernica. E o figură de genială și figură sacră. Pentru mine este ceva special. Mărturisor de secolul 20, care a trebuit să-l reașezăm unde trebuie în biserica noastră. Dar revin apoi de galeriu, noi nu avem și trebuie să ne regăsim în asemenea oameni care știe să vorbească, să atragă oameni, au nevoie de cuvânt. Vă biserici frumoase în București, construite, reconstruite, spoite, zugrăvite, superbe. Și chiar mă închin, uite ce frumos e.
dar lipsește cuvântul galeriu. Adică era copleșitor. Repet chestia cu Mirica. Când te duci acolo la altar, să vezi la sfârșitul slujbei că spune trei vorbe, cum făcea și Păinele Sârbu. Trei vorbe. Gheorghițicule, ce faci? Ești viu? Nu știu ce, și el știa de... Și el era în minte chestia cu un elev de la Sfântul Sava, mă rog, era într-o clasă terminală, apare pe acolo și pune întrebări. Și altă discuție a fost, Părintele era mult mai deschis la dialog și Sârbu a fost, aceasta a fost frecventată și pentru Ațenie Boca, că de pe nu știe, că este Casa Pinții, lăsând Domnița Bălașa, lăsând Lestărie cel Mare, Botean, dar puțin știu că umbla și pe acolo. Eu am întâlnit în biserica la Părintele Sârbu, un întâmplător mergea acolo, la un om de jertfă. Ca și Părintele Galeriu, atenție, Părintele Galeriu nu vorbea în biserică în altar, cum la noi își dau coarte, vorbesc, țopăiesc, mai nu știu ce. Era cuprins total în actul liturgic. Deci trăia pe Dumnezeu și făcea pe ceilalți din comunitate să trăiască. Că nu poți să gândești preotul că e așa de cuprins de cuvânt, automat și tu trăiești la fel. Nu poți să fii rupt de realitatea aceea liturgică. Dar acum să mă Dumnezeu, îi căutăm cu lumânarea din colț în colț, le sunt foarte greu. Îi găsim. Îngăduitor, eu sunt mai puțin îngăduitor, sunt mai critic. De ce spun treaba asta, că am cifre reale de ce sunt în România, apropo de cultele cea de care vin din urmă și vin călare pe căi. Și unii au plecat din țară, trebuie să te gândim la toate problemele mari din societate și să nu zicem, uite ce frumos e aici, să vedem în ansamblu, în comunitate, în biserică și dincolo de ea, în orașul nostru, în țara noastră și dincolo de țara noastră, dar românii de peste tot. Deci putem să spunem că astăzi da. Facem așa ceva, nu? Adică să facem, sănătoși. Facem o diseminare a cuvântului, chiar dacă nu mai e Părintele cu noi. Cuvântul. Vă mulțumesc, domnul ministru, pentru toate punctările pe care le-ați făcut. Dar cuvântul acesta al Părintei sper să ajungă în inimile dumneavoastră. Pentru că este viu și eu știu câțiva părinți, cel puțin în București, care vorbesc foarte bine. Nu ne putem compara cu Părintele Galeriu. Părintele Galeriu e ceva care e irepetabil, așa cum Părintele Stăniloae e irepetabil în zona dogmaticii. Însă, știu și eu dacă o să ne dea Dumnezeu cuvânt, nădăjduiesc când e nevoie, dar să mergem pe calea Harului și acolo o să găsim noi ceva. Dacă nu găsim noi, ne dă Dumnezeu, ce să zicem, ce e nevoie pentru un suflet care caută. Pentru că aici e totul, să și caute. Cine nu caută, nu găsește, pentru că nu îl ascultă pe Hristos. Căutați și veți afla. Bun. Vă mulțumim foarte mult tuturor. Am adus și cartea, să zicem, care este o carte iarăși de birou, de Tatăl nostru și fericirile, tot în ziua și în România Liberă au apărut articolele. Pentru cine dorește să aibă cât mai mult din cuvântul Părintelui. Aici sunt. Facem o rugăciune de încheiere. Vă mulțumim tuturor cei care doriți să luați cartea. Cu bine și cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare, Dumnezeu cea pură, fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât teruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul născut pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiul și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucenție, Părinte Profesor, binecuvântat. Tatăl nostru, care ești în ceruri. Nu, la sfârșit, Maica Domnului, iertă. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Să iertați. Așa e rânduiala în ortodoxie, așa o faci.